Bine ați venit la mobilisima.ro, suntem în cel mai mare magazin de tehnologie din România. E vorba despre Altex-ul cel nou deschis în zona de nord a orașului, în Pipera, și în spatele meu am un shop în shop, Motorola. Aici vedeți cele mai noi Razer-uri, Edge-uri și modele accesibile, inclusiv G-uri, acelea cu preț foarte bun. În general am remarcat că Motorola are o tendință de a avea prețuri foarte bune la Altex și acum în magazinul ăsta, să zic așa, flagship, o să puteți pune mâna pe produse, să vedeți texturi, culori și chiar să mirosiți parfumul acela trademark Motorola. O să fac acum un tur foarte rapid de la acestui stand Moto Shop in Shop la Altex-ul de pe din zona de nord a orașului. Hai să începem. Deci așa arată standul Motorola și are trei zone principale. Hai să o luăm pe rând. Asta este zona care îmi place mie cel mai mult, cea în care poți experimenta mirosul. Fiecare cutie Motorola, atunci când o deschizi, are un miros special. E un parteneriat între Motorola și Firmenich, anunțat acum 2 ani, la un eveniment la Milano. Aici poți să vii și să miroși aroma, asta este o aromă, a spune, florală, primăvăratică. Avem și alte inițiative mai eco-friendly, adică această husă e realizată din semințe, spre exemplu, iar aici, la zona asta a standului, poți experimenta texturi și vedea diferite nuanțe aplicate pe spatele telefonelor Moto. Motorola Experience Wall. Asta este prima zonă. Apropo de texturi și culori și chestii de genul ăsta, aici îl avem pe Motorola H50 Ultra cu spate din lemn. Deci nu doar piele vegană eco-friendly, îl avem și pe acest H50 Ultra. Este primul telefon Motorola flagship cu cameră periscop, care face o treabă foarte bună. 4.999 de lei, apropo. Mai avem aici un Motorola H50 Pro, ăsta e acoperit cu piele pe spate. Hai să văd celelalte zone de la standul ăsta. Bun, avem aici zona centrală, unde sunt telefoanele mai accesibile. Nu o să le găsiți numai aici, adică o să le găsiți și în alte zone din magazin. Mă refer la Moto G24, G34, G54 Power Edition, toate cu specificații în dreptul lor, cu variante de culoare și cu prețuri, așa cum le vedeți aici. Asta e partea cu Moto G-uri. Aici pe partea asta găsim modelele Moto G mai răsărite. Văd un G85 pe care l-am testat recent, ecran OLED mare și preț de 1.399 de lei, H40 Neo, H50 Pro și evident avem și Razer-uri. Aici este Razer 40-ul, este printre cele mai accesibile telefoane pliabile de pe piață. Design pliabil, aici vedeți variantele de culoare și el vine și cu un ecran de 6.9 inch, nu foarte diferit de ce oferea flagship-ul Ultra, care, apropo, Razer 40 Ultra este aici. Avem și modele mai noi, stați liniștiți. Și mai este un stand, cum v-am zis că e împărțit în trei, până acum v-am arătat două. Ăsta este al treilea, e bazat pe parteneriatul cu Pantone. Pantone știți că este compania care certifică nuanțele acelea oficiale de culoare în fiecare an. În 2022, nuanța anului a fost Very Peri și am avut Motorola H30 Neo. Apoi în 2023, Viva Magenta, H30 Fusion. Anul ăsta, culoarea anului 2024, este Peach Fuzz pe Razer 40 Ultra. Și dacă vreți și modele mai noi, deci dacă aici în față avem H50 Pro și Ultra, uite că avem aici și Razer 50 Ultra. Asta este Razer 50 Ultra, 5.999 de lei, în varianta asta mai sobră. Eu l-am testat pe o variantă mai jucăușă. În vremea aceasta e Razer 50, care face surprinzător de puține compromisuri față de celălalt model. Gândiți-vă numai la faptul că ecranul său extern este mai mare decât ce oferă Samsung pe flipurile flagship. Și cu asta cred că am zis destule. Cam așa arată acest shop in shop. Am dat și un ultra wide să vedeți mai bine cu aceste zone. Teoretic ar fi trei. Practic este asta cu Moto G-uri, aceea în care experimentați culorile, asta în care vedeți texturi și parfum, asta în care vedeți modelele noi și asta cu Razer-urile. Deci în total ar fi vreo 5 zone de fapt. Dar repet, mai este și chestiunea că găsiți telefoanele Motorola fără probleme și la alte standuri, cele mai accesibile mă refer. Aici avem Moto G24, G24 Power, G34 5G, G54 Power Edition și G84, care a fost un soi de hit. În vreme ce în partea asta ne ducem un pic mai sus la capitolul specificații și prețuri. Cam ăsta a fost periplul meu pe la Shopping Shop-ul Motorola, în cel mai mare magazin de tehnologie din România, cel Altex proaspăt deschis în Pipera. La revedere!